Am refăcut acest fost cinematograf Astra, dacă vă uitați așa l-am și lăsat ca denumire, cu tot ceea ce ați văzut aici, cu ceea ce nu ați văzut, pentru că sunt foarte multe dotări și echipamente care sunt undeva în anexele de aici, laterale și în spate și la subsol. Este o clădire refăcută în integralitate, este o investiție proprie a municipiului Brașov, din bugetul local. Vedeți cum arată, știți foarte bine cum arăta la început și toate etapele pe care le-am derulat le-am prezentat de fiecare dată. Am avut parte de un constructor serios care și-a făcut treaba așa cum trebuie, a terminat lucrarea și înainte de termen și m-aș bucura să avem constructori la fel și în alte situații. Le mulțumesc atât constructorilor, proiectanților, cât și echipe din primărie care au lucrat împreună la acest obiectiv. Redăm circuitului public o clădire emblematică, cu o valoare foarte importantă de-a lungul istoriei Brașovului. Sper să fie foarte multe evenimente organizate aici. Practic, aici și acum, pe lângă proiecții de filme, se pot organiza și altfel de activități de natură economică, socială, educațională, eveniment public sau ce știu eu, întâlniri, discuții, simpozioane, seminarii, activități culturale. Și aici, în locația unde suntem aici, în acest palier, dar și sus, ați văzut, avem o sală foarte bine dotată cu tot ce trebuie, cu o capacitate destul de mare, destul de bună și putem să organizăm aici foarte multe lucruri importante pentru oraș. Mă bucur foarte mult că astăzi am reușit să prezentăm acest obiectiv așa cum l-ați văzut în toată splendoarea lui și sper să aibă cât mai mult parte de activități și evenimente care să fie derulate aici în cinta acestui cinema Astra, centru de evenimente municipiul Brașov. Acum, odată finalizat acest obiectiv, o să stabilim modul de administrare, de utilizare a acestui obiectiv. Deocamdată rămâne în administrarea primăriei. Persoane de la Direcția de Cultură Evenimente din cadrul primăriei vor asigura activitatea acestui centru, dar ne gândim pe parcurs să îl introducem într-un circuit cu administrare externă care să fie întreținut, administrat, utilizat și să fie exploatat așa cum ne dorim, pentru că de asta l-am făcut, nu să stăm să ne uităm la el și să avem noi grijă de un lucru care trebuie să fie administrat de către o echipă pe care o vom stabili, o vom identifica, o vom selecta în următoarea perioadă, în așa fel încât să aibă și responsabilitatea a ceea ce este aici și responsabilitatea organizării de activități și evenimente care să fie gestionate de către o echipă administrativă care se va ocupa de acest lucru. Înțeles. Provocarea cea mai mare la clădire a fost zona de consolidare a ei și de realizarea a acoperișului și planșeului, unde acolo este o structură metalică făcută ca să avem posibilitatea de a avea deschidere așa mare, să avem o sală de conferințe în care să aibă o capacitate crescută. Și în rest, provocările au venit și din punct de vedere de ordin tehnic, oarecum, pentru că neavând posibilitatea de a folosi spațiu de pe lângă clădire pentru a poziționa diversele echipamente, pentru că dumneavoastră ce vedeți acum e strict din punct de vedere arhitectural și se vede, pare frumos așa, dar din punct de vedere constructiv a fost o provocare, pentru că avem echipamente care sunt băgate în clădire și ne referim la echipamente destul de mari, vorbim de 7 centrale de tratare a aerului plus 2 chillere cu, închipuiți-vă, cu niște capacități mărite. Și astea au trebuit introduse înainte de a realiza lucrarea, ceea ce a devenit destul de complex. Noi avem forță de muncă specializată și nu e necesar să suplimentăm numărul muncitorilor. Eventual, am suplimentat timpul de lucru. Pletez aici este partea de ce înseamnă echipamente, unde sunt la standarde ridicate, deși lumea este obișnuită ca fiind investiție publică să nu existe echipamente de genul acesta. Pe parte de ce înseamnă CTA-uri avem sisteme de la System Air care sunt top, pe parte de ce înseamnă chillere vorbim de Daikin, care cred că toată lumea cunoaște că e la nivel de, e Mercedes-ul pe parte de climatizare.
așa, și avem inclusiv sistem de sonorizare Bose. Arată grozav acest loc, ne bucurăm că există și că va fi redat spre public. Noi, ca Asociația Mural, credem că aici ar funcționa foarte bine spectacole audio-vizuale, poate ceva mai spre viitor, așa, să aducă cumva cu designul pe care a fost creat. Spațiu care se pretează la evenimente speciale, lansări de produse, premieri de festivaluri. Spațiu e fantastic, multe lucruri care se pot face în spațiul ăsta.